Praful din casă poate fi o adevărată bătaie de cap pentru foarte multe persoane și creează probleme, mai ales celor predispuși la alergii. Mai ales dacă locuiești într-un oraș mare sau în zone cu circulație intensă, praful din casă poate deveni o adevărată provocare. Așadar, iată câteva trucuri pentru a scăpa de praful din casă. Praful din mediu urban poate conține și substanțe toxice sau poluanți, cum ar fi metale grele, substanțe chimice industriale sau compuși organici volatili, care pot avea efecte negative asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător. Praful este o formă de materie solidă, compusă din particule mici, dispersate în aer sau depuse pe suprafețe. Aceste particule de praf pot varia în dimensiune, compoziție și origine. Originea prafului poate fi diversă. Unele particule de praf sunt produse de activități umane, cum ar fi arderea combustibilor fosili, emisiile în industriale sau zgârirea suprafețelor. Alte particule de praf pot proveni din procese naturale, precum eroziunea rocilor, activități vulcanice sau emisii de la animale și plante. Vehiculele care circulă pe străzi produc particule fine de praf prin frecarea pneurilor de asfalt și a frânelor, precum și prin emisiile de la motoarele vehiculelor. Praful de pe drumuri este ridicat în aer de roțile vehiculelor și de vânt, contribuind la poluarea aerului în zona zonele cu trafic intens. Orașele în dezvoltare constantă sunt adesea caracterizate prin lucrări de construcție și demolare. Aceste activități generează praf prin escavări, gârirea suprafețelor, utilizarea utilajelor grele și manipularea materialelor de construcție. Cum se scap de praful din casă? Curățare regulată a suprafețelor. Înlocui ștergerea uscată a suprafețelor cu ștergerea umedă, deoarece astfel se vor reține mai bine particulele de praf. Utilizați un material umed, cum ar fi o cârpă de microfibră sau o mătură umedă. Pentru a șterge mobilierul, pervazele, obiectele decorative și alte suprafețe din casă. Eliminarea prafului din aer. Utilizați un filtru de aer în sistemul de ventilație sau un purificator de aer. Reducerea obiectelor care adună praf. Încercați să minimalizați numărul de obiecte care atrag praful, cum ar fi covorașele, perdelele groase sau plantele de interior cu frunze mari și puf. Igienizarea sistemului de ventilație. Evitarea fumatului în interior. Igiena animalelor de companie. Este important să menține îți aceste practici în mod regulat pentru a controla praful și pentru a crea un mediu mai curat și mai sănătos în casa dumneavoastră relatează libertatea.ro